Grupurile ruse care se ocupă cu propaganda în mediul online au susținut în mod fals la câteva săptămâni de la începerea războiului din Ucraina că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a sinucis. Campania de fake news face parte dintr-o campanie agresivă, care are ca scop afectarea moralului public și subminarea guvernului ucrainean, a anunțat compania americană de securitate cibernetică Mandiant. Afirmația falsă privind sinuciderea lui Zelensky este doar una dintre numeroasele operațiuni de dezinformare urmărite de Mandiant, de la presupuși actori ruși și belaruși care aveau ca scop inducerea în eroare a publicului din Ucraina, Rusia și în alte părți ale Europei. Profesor de la Universitatea Harvard, soarta lui Putin este legată de războiul din Ucraina și asta îl face periculos. În cazul unei înfrângeri clare, își va pierde puterea și eventual viața. Aceste campanii de fake news, spun analiștii, subliniază modul în care Kremlinul este angajat în războiul informațional și eforturile Moscovei de a modela percepțiile asupra conflictului, chiar dacă soldații săi suferă pierderi grele pe câmpul de luptă.